Revenirea în calendar a competiției de pe litoral s-a dovedit a fi un mare plus pentru pugilismul românesc. Chiar dacă nu a avut un succes deosebit la public, turneul Constanțean a oferit o primă șansă iubitorilor de box de a vedea meciuri la amatori după reguli profesioniste. A fost un turneu excelent cu meciuri frumoase și cu întrebări legate de arbitraj atât de hulite și parcă imposibil de pus la punct în era tehnicii. Constanța s-a impus prin Ion Dudulică din Năvodari, Mustafa Arsen, Amiș Enver și Florentin Niculescu, toți de la Farul. Vicecampionul mondial Arsen Mustafa a avut cele mai mari emoții după ce a câștigat clar disputa cu bulgarul Markov, dar a pierdut în opinia calculatorului. Am avut multe emoții la care nu mă așteptam. Jucând acasă, nu mă așteptam să fie asemenea probleme de arbitraj. Acum pot să mă concentrez pe campionatul european pentru că aceste meciuri mă ajută foarte mult. Am fost și în Ungaria, unde am mai luptat într-un cantonament comun și acum mă simt pregătit să iau titlul european. Cu ajutorul lui Dumnezeu pot să mă întorc acasă cu titlul de campion. Sunt gata să fac pasul și către seniori acolo unde sper să pot continua rezultatele bune de la junior și tineret. A declarat Arsen Mustafa, cel care trece de la senior din 15 octombrie și care este marea speranță a României la urul european. Partidele din gala seniorilor au fost de-a dreptul spumoase. Din păcate, pe termen lung, imaginea finalelor seniorilor indică o dominație aproape totală a unor sportivi compleți, casca ferind în trecut pugiliștii mai puțin buni de lovituri năucitoare. Acum, fără ea, puțini amatori vor mai avea curajul să urce în ring.